Construcție pe șablon, pas cu pas, îți voi arăta în acest tutorial, draga mea urmăritoare. Eu sunt dascăl Ionela Ana și te invit să rămâi în continuare alături de mine pentru a viziona întreg tutorialul. Folosesc izosol de la BAF pentru a dezinfecta mânuțele clientei, pulverizând pe degete, pe palmă și apoi masând ușor până când se usucă. Folosesc o pilă de carton cu granulație de 100x180, folosind granulația de 100, adică cea mai dură, încep și scurtez unghia naturală peste tot să aibă lungimea de 1 mm. Cu partea fină a pilei, pilesc, mătuiesc placa unghială naturală, fără să insist și fără să apăs prea tare. Desprăfuiesc și verific să vedem cum arată și dacă arată bine, trec la următorul pas, el fiind împingerea, ridicarea cuticulei cu pusherul, folosind pusherul de la Hollywood Perfect Nails multicolor. Apoi folosesc bitul lacrimă de culoare galbenă pentru a desprinde rigamentele, freza fiind pe forward și având 15.000 de rotații pe minut. Codul biturilor le găsești în secțiunea descriere sau fixat în primul comentariu sub acest tutorial. Desprăfuiesc mereu pentru a vedea dacă am lucrat bine sau nu și mai trebuie să revin asupra zonei.
schimb sensul de rotație al frezei pe revers și la aceleași durații, 15.000 pe minut. Lucrez de la mijloc spre dreapta, adică pe revers. Folosesc bitul roșu conico-cilindric pentru a ridica cuticula pe forward la 15.000 de rotații pe minut. Priviți cum arată cuticula ridicată în zona din stânga, apoi am schimbat sensul de rotație pe reverse și de la mijloc spre dreapta ridic cuticula. Și observă că este cuticula ridicată. Următorul pas este tăierea cuticulei și a bătăturilor de pe falduri cu forfecuța. Pe falduri folosesc burtica forfecuței, neatingând deloc cu vârful ei și doar în cuticulă lucrez cu vârful forfecuței. Fac așa deoarece, dacă nu aș respecta această regulă, pe falduri aș lăsa pielea foarte ciopărțită.
Încep și folosesc sfera pentru a finisa faldurile, zona bătăturilor. O folosesc pe forward la 15.000 de rotații pe minut. Iată cât de impecabil arată. Manicura mea este pregătită pentru a începe să aplic produse. Folosesc nail prep, îl aplic pe toată unghiuța, rapid deoarece se evaporă, după care ultra bond, care prima dată tapotez cu pensula plină de surplus pe un șervețel, pentru a nu pune foarte mult produs pe placa unghială și să existe riscul să curgă chiar și în cuticulă. Ar fi o problemă foarte gravă dacă am atinge pielea cu primerul, ultrabondul, primerul fără acid, pentru că riscăm să se producă alergii în zona pielii. Apoi voi aplica o bază, bază lichidă de oșa semipermanentă. A mea este gel 2-in-1 polish base de la Diamond Nails. Este 2-in-1 deoarece este și bază și finish de manicură. Are strat de dispersie. O putem folosi atât la manicura cu oșa semipermanentă, cât și la cea cu gel. Și polimerizez la lampă, aproximativ 30 de secunde pe fiecare unghiuță. Încep și îmi pregătesc șabloanele. Am șabloane de la Hollywood Perfect Nails. Sunt șabloane plastifiate care le putem dezlipi în cazul în care le-am lipit din greșeală, deoarece ele nu se vor rupe. Acum, din câte am observat pe site-ul lor, sunt chiar la reducere, deci dacă îți plac, poți să le comanzi și tu. Și poți să folosești codul Ionela în secțiunea descriere. Și după ce ai finalizat comanda, dacă faci o captură de ecran la totalul comenzii și la datele tale personale și îmi trimiți acea captură în privat mie pe Messenger, vei primi un produs cadou surpriză în coletul comanda ta. Decupez această bulinuță din șablon, deoarece este important să mă ajute spațiul respectiv la montarea și probarea, mai bine zis, a șablonului pe unghiuță. Îmi iau puncte de reper, lățimea, punctele de creștere ale unghiuței, după care voi decupa pensele. Am două pătrățele în dreapta și două pătrățele în stânga. De fapt, 1 și 1/4. 3 sferturi.
Gata, am decupat pensele. Măsor să văd dacă este totul decupat corect. Iar dacă este, voi deslipi folia aceea de sub șablon și voi începe să îl montez. Aripioarele trebuie sclipite perfect una peste cealaltă. Iar acum voi introduce șablonul sub unghiuță. Voi încerca să-l montez cât mai drept, chiar dacă unghiuța deviază spre degetul inelar. Acum îl îngustez. Totdeauna degetul clientei îl țin fix unde sunt montate aripioarele superioare. Încep și realizez extensia folosind o pensulă nail art numărul 2 de la Noblesse Nails. O folosesc pentru că este micuță și mă lasă să intru în zonele mici ale unghiei sau extensiei. Și voi realiza unghii pătrat, scurt, pătrat soft, pătrat foarte finuț pentru mămici de copii micuți. Mai îngustez puțin șablonul pentru că se vede cu ochiul liber că unghia este destul de lată, iar după aceea introduc la lampă. Acum voi umple cu gel zona clepsidră. Este acea zonă din punctul de creștere unde când realizăm o construcție rămâne loc gol. Este foarte important să o umplem în acest pas și nu în pasul în care acoperim toată zona cu gel, pentru că atunci s-ar putea să avem denivelări pe unghiuță. Este mult mai bine să facem asta acum. Este important să nu depășim limitele unghiuței și să nu facem o altă formă decât cea dorită. Vrem pătrat, atunci pătrat să facem. Vrem oval, atunci oval să facem. Asta însemnând că la marginea liberă să fie foarte dreaptă extensia, iar lateralele inferioare să fie la fel și ele foarte drepte și într-un drept cu canalul de creștere, nu mai jos sau mai sus. Deslipesc, demontez șablonul. Și trec mai departe în a executa următoarea extensie. Iată cum arată. Avem și o curbace extraordinar de frumoasă și de arcuită.
Acum este de 50%, însă după ce vom termina de pilit unghiile, va fi de aproximativ 30-40%. Același procedeu și la această unghiuță. Însă la această unghiuță este nevoie să decupăm în decolteu, deoarece este foarte, foarte ovală. Se vede cum ambele colțișoare ale șablonului au intrat perfect sub punctele de creștere. Deslipesc foița de pe șablon și încep și îl montez. La această unghiuță, deoarece este încovoiată, vârful șablonului trebuie să fie puțin mai ridicat, ca unghiuța la final să ne iasă dreaptă. Draga mea urmăritoare, pentru a învăța mai multe despre montarea și decuparea șabloanelor corect și eficient, încât unghiuțele noastre să ne iasă cât mai ușor și cât mai corecte, te invit în privat pe Facebook sau Instagram cu numele dascălui Ionela Ana pentru a afla detalii despre super mega oferta de cursuri de manicură online valabilă până în 31 mai, dar pentru care, pentru a beneficia la maxim de ea, este necesar să te înscrii cât mai repede și anume cel mai târziu în data de 21 mai pentru a mai avea timp la dispoziție 10 zile să vizionezi cele 50 de cursuri de manicură online care costă doar 50 de dolari. Asta înseamnă că un curs costă doar un dolar. O astfel de ofertă nu cred că ai mai văzut la nimeni și nici la mine nu vei mai vedea niciodată. Am realizat această ofertă pentru tine, draga mea urmăritoare, deoarece în luna mai și mai precis în 16 mai sărbătoresc un an de când predau cursul de manicură online și cu această ocazie m-am decis să pot oferi la un preț foarte accesibil cât mai multor fete cursurile predate de mine de-a lungul acestui an. Așadar, haide în privat sau înscrie-te accesând linkul ce îl poți găsi în descriere sau fixat în primul comentariu sub tutorial, înscrie-te cât mai repede pentru a avea acces
10 zile sau chiar mai mult la cele 50 de cursuri care sunt deja filmate și postate în platformă pentru cursantele care sunt deja înscrise din data de 1 mai încoace. Cursurile se potrivesc atât unei fete foarte începătoare care nu știe ce produse să își cumpere și de unde anume, care este bun și care nu este bun, cât și pentru o fată care, să presupunem că lucrează deja de aproximativ un an sau doi, dar nu are un curs de bază sau îl are, dar nu este unul foarte profi sau nu a învățat prea multe lucruri din el. Așadar, cursul îți este potrivit, prețul este unul foarte, foarte accesibil, trebuie doar să te grăbești, să prinzi oferta și să ai timp la dispoziție să vizionezi cele 50 de cursuri. De asemenea, primești acces la un grup privat de Messenger, suport, One Year se numește nivelul de cursuri și grupul, în care poți să pui întrebări, iar eu să îți răspund în cel mai scurt timp posibil. Iar cel mai important dintre toate aceste aspecte este faptul că vei avea acces pe viață la un grup privat de Facebook. Grupul se numește Cursuri de Manicură Online cu dascălul Ionela Ana. Chiar dacă nu vei mai fi cursanta mea, important este să fii o singură dată cursanta mea la nivelul de construcție sau la acesta one year sau nu se știe care pe viitor. Voi vedea eu în funcție de ce anume stabilesc aceste reguli. Dar dacă tu te înscrii acum cât mai repede la nivelul one year, acesta de 50 de pachet, de un pachet de 50 de cursuri de manicură online, vei avea acces pe viață la acel grup unde o dată pe lună intru live cu ceva legat de manicură. Deci, cum spuneam, chiar dacă nu vei mai fi cursantă, să zic în 2023 sau în 2029, tu vei avea acces să vezi acele live-uri. Bun, am terminat de realizat extensia și încep și aplic un strat subțire de gel, după care iau o bulă, o cantitate mai mare și o aranjez pe toată placa unghială. Gelul este autonivelant și se aranjează aproape singur, doar trebuie foarte puțin modelat. Este important cu un gel autonivelant să lucrăm rapid ca să nu curgă în cuticulă sau laterale. Iar pentru aceasta, întorc degetul pe spate și îl mai aranjez și din această poziție. După ce sunt mulțumită de cum arată apexul, introduc la lampă 5 secunde, după care scot mâna la răcit, să zic așa, pentru că gelul, când face contact cu căldura, lumina din lampă, se încălzește și curge mult mai tare. Iar după cele 5 secunde de stat afară din lampă, mai introduc alte 7 secunde și iarăși 7 scot afară. După aceea, mai țin toată mânuța înăuntru la lampă timp de un minut.
Iată cât de frumos se vede din această poziție. Din păcate, eu nu aveam o poziție bună să țin pensula cum trebuie. Ea trebuie ținută perpendicular cu placa unghială. Blicul este perfect, așa că introduc la lampă, după cum am spus acum câteva secunde. Gelul folosit de mine este Cover Milky Peach Premium de la Hollywood Perfect Nails. Este un gel din gama premium, este un gel foarte bun, mie îmi place foarte mult, are o rezistență bună, este autonivelant, deci prin urmare acest fapt mă provoacă să lucrez rapid cu el. După ce am degresat gelul, încep și pilesc unghiuțele cu freza, scurtez unghia, formez marginea liberă să fie cât mai aproape de perfect dreaptă. Apoi stânga-dreapta pilesc toată suprafața unghiei. În zona lunulei nu mă apropiu foarte tare. Muchiile laterale, de asemenea le pilesc și pe ele. Apoi, cu pila de carton, aceiași pași, doar că am schimbat pila. Îndrept marginea liberă. Laterala inferioară a unghiei. Suprafața unghiei.
Iată și curba C și grosimea unghiei, care este una foarte ok. Iată cât de frumos arată. Cu baforul finisez toate unghiuțele foarte rapid. Apoi voi folosi French Over White de la Gelaxio. Împing puțin cuticula cu pusherul Hollywood Perfect Nails pentru a putea aplica culoarea cât mai adânc sub eponichiu. Pensula limbă de pisică este achiziționată de pe site-ul unghifalseangro.ro, unde, dacă în secțiunea comentarii scrii codul IONELA5, primești o reducere de 5%. Această pensulă este aproximativ 3 lei, iar eu sunt foarte, foarte mulțumită de ele, inclusiv la cursante îmi achiziționez aceste pensule, pentru că la acest preț nu mă deranjează absolut deloc dacă schimb pensula la fiecare grupă de cursante. Apoi, cu pensula Nail Art de la Diamond Nails cu cristale argintii, aplic un strat foarte subțire de gel sub zona cuticulei, sub zona eponichiumului, pentru a intra cât mai adânc cu culoarea sub eponichium.
De la vârf trag puțin gelul ca să nu am unghia groasă și mai autonivelez pe unde se văd denivelări. Aplic apoi top coat de la Munli, este un top fără strat de dispersie, sticlos, foarte lucios și rezistent. Este foarte subțire și de aceea trebuie aplicat rapid și într-un strat foarte subțire pentru a nu curge în cuticulă. Apoi urmează să folosesc 3D White Gel de la Noblesse. Este un gel special pentru pictură, în special pictura 3D. Și iată, ce liniuțe reliefate pot să pictez cu el fără ca el să se să schimbe poziția sau să curgă. Aplic pudra acrilică albă de la Diamond Nails peste pictura mea. După ce am polimerizat la rampă, desprăfuiesc ca să pot să pictez în continuare restul modelului. După ce mi-am făcut schița într-un strat subțire, revin cu un strat gros de gel pentru a fi cât mai în relief modelul.
Gata modelul meu. Iată cât de frumos este. Acum urmează să aplic o semipermanentă color pe celelalte unghii. Voi folosi Rainbow Gel de la Lecente. Iată cât de frumos este. Arată ca un pigment. Pentru reduceri sau transport gratuit, intrați pe Instagram Lecente România sau thegossip.ro. Acolo veți vedea ce reduceri sunt în momentul în care vei vedea tutorialul, pentru că depinde de moment. Poți să-l vezi peste 2 ani sau poți să-l vezi acum, în următoarea zi după publicare. De aceea, pentru reduceri, te invit să vizionezi Instagramul lor, Lecente România sau thegossip.ro. Iată ce efect wow! Urmează să aplic și top coat și această construcție pe șablon, pas cu pas. Tutorial de manichiură, tutorial de unghii tehnice a luat sfârșit. Draga mea urmăritoare, nu uita să intri în privat pe Facebook sau Instagram cu numele dascălui Ionela Ana pentru mai multe detalii despre cursurile mele de manichiură online, oferta, pachet 50 de cursuri la 50 de dolari, acum în mai 2020 sau oricând vei vedea acest tutorial, poate fi oricând, poți să intri în privat pentru detalii despre cursuri. Iar dacă ți-a plăcut acest tutorial de manicură, de unghii tehnice, construcție pe șablon, pas cu pas, nu uita să te abonezi la canalul meu și să dai like și share. De asemenea, foarte important este să apeși clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când mai postez ceva nou. Îți mulțumesc, draga mea urmăritoare, și să ai grijă de tine până data viitoare când mai postez ceva nou. Pupici! Nu uita să zâmbești!